Salut, dragi prieteni, voi este Nicola și în acest video am să vorbim despre cum să facem scalping și cum am văzut eu că acest suport va fi străpuns cu ajutorul lui CSCalp, adică a stacanului și ai mei în primul și în primul rând să vă dau explicații de ce am deschis eu aici o poziție. Dragi prieteni, după cum vedeți, aici avem așa un suport. Îl vedem toți, da? Vedem acest suport în care prețul a ajuns și vedem că de bine prețul a reacționat de la acest suport. Și fiind că prețul a ajuns deja la acest suport de o dată, de două, a treia oară deja, și eu am decis că acest suport va fi străpuns, știți cum? Acum vă dau explicații în câteva momente. După cum știți, acesta este stacanul nostru de tranzacționare. Cum v-am mai zis, am să pun pe canalul meu de YouTube totul detaliat despre acest stacan, ce reprezintă el și tot așa, toate setările, absolut totul. Acum vă lămuresc așa puțin în câteva cuvinte ca să înțelegeți. Aici sunt monedele, și în timp real se arată la acest suport câte monede sunt. Cu roșu sunt în vânzare, cu verde sunt în cumpărare, ca să înțelegeți corect. Aici tăpă, deja știți că e take profit-ul, SL e stop limit-ul. Poziția mea a fost deschisă puțin în această regiune. A fost deschisă, deja eu am 79 de cenți. Și să vă explic, eu am văzut că aici este un volum de tranzacționare foarte mare, după cum vedeți, 48.000 de monede de la suportul 1.620, da? Și vedem că sus nu mai vedem așa de multe. De aceea eu am decis să deschid că va fi o străpungere. Am luat take profitul nu prea mare. Dragi prieteni, acum la momentul de față eu nu tranzacționez cu sume mari, fiindcă și eu muncesc încă la strategia mea și nu pot să-mi permit să pierd din depozit și tot așa mai departe. De aceea eu deschid tranzacții cu sume mici și mă stărui să iau profit la fel mic. Și după cum vedeți, cred că ați înțeles, aici avem la acest suport, avem un volum de tranzacționare mare, adică mulți doresc să cumpere această criptomonedă. Și atunci prețul va crește, posibil să fie o mică corecție de la acest suport, să fie așa puțin o mică corecție, după care va fi străpuns. Și eu nu am să vă rețin mult, vedeți, aici deja arată cum se cumpără, se vând, vedem că aproape ajunge la take profitul nostru, însă prețul mai scade, se mai face corecții și tot așa în tranzacționarea pe criptomonedă, pe forex, pe bursă, peste tot este o corecție a prețului. Și ca să nu vă rețin mult, eu am să trec deodată la final și a să vedeți cum, prețul ajunge. Ajunge aproape la take profitul nostru, însă încă nu l-a luat, adică prețul se află încă puțin, mai jos. Acuși a să-mi, lumea să-mi cumpere monedele care sunt aici în această regiune. Vedem că și erau așa 40 și ceva, acum sunt 33, însă oricum este un suport slab care va fi străpuns. Și hai să urmărim. După cum vedeți, ajunge la take profitul nostru. Aproape ajunge la take profitul nostru, acuși, da, și după cum vedeți, s-a închis tranzacția noastră în profitul nostru. Eu trebuia să pun puțin mai sus take profitul, dar eu am decis așa, să iau să nu iau un profit mare și să văd dacă va funcționa strategia mea. Dar strategia mea funcționează, însă am nevoie încă să muncesc la ea și deja
După cum ați văzut, am luat profitul. Din păcate, nu am înscris video până la sfârșit, l-am închis, nu știu din ce cauză, dar prețul, dragi prieteni, ca să mă înțelegeți corect, a străpuns foarte tare acest suport. Eu puteam să lăs deschisă din depozitul meu, din tranzacția mea, puteam să mai lăs deschis jumătate din tranzacție, adică să nu închid toată poziția. Prețul a ajuns undeva în această regiune, așa a fost străpuns și eu puteam să mai iau profit, însă vă explic și vă spun la toți, odată ce eu încă studiez, eu nu merg la risc foarte, foarte mare. Cam atât pentru acest video, cu voi a fost Nicolae, pe curând.